Dragile mele, vlogul de luni se deschide nu cu fața mea, ci cu acest aranjament superb venit de la Nivea. Nu știu, în ultima vreme, pe mine Nivea mereu mă surprinde cu chestii de-astea foarte creative, dar nu știu, creative așa delicioase, să zic. Și astăzi, ia uitați ce mine am primit. E vorba de noutățile în materie de deodorante și au venit așa, într-o cutie cu fructe, cu flori. Un aranjament așa foarte interesant. Bun. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat pe aici. Am făcut un nou filmuleț, de asta e un pic cam dezordine, pentru că am desfăcut și balsamurile de buze de la Nivea. Pregătește-ți buzele pentru Ziua Internațională a Sărutului. Ni le-am pregătit, o să vedeți în filmul care va urma. Ia să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi. Blogul de luni, nu știu, să vedem. Vedem cum o să reușesc să compilez eu filmele astea două. Ce am mai început eu astăzi? Tocmai ce am început produsele de azi, am primit o grămadă de produse de la Techir. Ei sunt un brand românesc, folosesc apa și proprietățile nămolului de la Techir Ghiol. Probabil că multe dintre voi ați auzit sau ați auzit de la bunici sau de la părinți că la Techir Ghiol se merge pentru tot felul de afecțiuni. Ei, eu am primit astăzi ulei de masaj. Să am mai primit ceva. Mă duc după sacoșă. Opa! Da, scuze, așa e când faci vlog. Nu ești neapărat cu toate pregătite. O cremă de mâini. Nu prea știu unde să mă uit, că filmez de pe iPad și am uitat unde am camera. Văd că mi se vede un pic capul aiurea. Ok. Ce mai am pe aici? O, cremă hidratantă. Cremă hidratantă. Ok. Cea mai multe produse de la Techir pe care le voi testa în perioada următoare. Vlogul de luni a fost cam, de luni aceasta a fost cam scurt. Dar cred că dacă ați văzut articolul despre maratonul săptămânii trecute, înțelegeți că am început săptămâna nu foarte odihnită. Dar țineți aproape pe blog pentru că tot promit surpriza aia cu Avon. Ei, zilele astea se va întâmpla, miercuri cel târziu voi lansa un concurs minunat alături de Avon.